Hai noroc! La cererea publicului consumator am decis să mai fac un filmuleț, de data aceasta despre un pils pur sânge, bere anumită Rothaus Pils, o bere din pădurea neagră Baden-Württemberg, un pils amărui, o culoare galbenă, nu puteți să vedeți acum că am băgat un filtru pe film. Foarte interesantă bere aceasta, prima dată a apărut în 1956. Du-te mă de aici, du-te de aici. Prima dată a apărut în 1956 această bere la 0,3. De obicei, în zona și în perioada respectivă, berea era la 0,7, standardul, mi se pare și corect. Și atunci a apărut această bere la 0,3, care o are pe etichetă pe doamna Birgit, The Black Forest Girl. Numele ei vine de la un fel de joc de cuvinte, care era Birgit Craft sau așa ceva, berea dă putere. Și de aici numele Birgit. Mă rog, au și jocurile lor de cuvinte, cum avem și noi, pula mea. Ce să vă zic, e o bere care merge atât la peluză cât și la lojă. Seamănă la gust cu Neumarktul. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, seamănă mai mult la staia de agregare. Îi lichidă și galbenă. Deci, practic, aduce și cu noi marktul într-o oarecare măsură. Ce să vă zic, merge la un brutal death metal, la un horror metal, care l-ascultă mai nou. Merge la o foarte bine, se pretează, pentru că nu e așa, trebuie să atinge și partea culinară. Se pretează la un cârnaț. Se pretează la o sămânță la cornet. Și spun la cornet pentru cunoscători, deci nu o sămânță ambalată, nu nut line sau ceva, nu. Deci trebuie o sămânță la cornet sau servită la pahar de plastic, da? Pe care îl pui în cornet și se servește pe stradă. Practic, cam asta văd eu pentru berea asta. Cum voi puteți să o serviți, în ce fel vreți. O să urmeze un ciclu al berilor românești, pe care cu foarte mare greutate o să le încerc să le procur pentru voi, dar nu înainte de a termina ciclul 1 al berilor gemale, din care este foarte, foarte, foarte mult de lucru la acest ciclu. Vă salut!